acum în legătură directă însă cu invitații studioului politic de azi, Dragoș Tudorache, europarlamentar USR Plus, bună ziua! Bună ziua! Din partea PNL, Mircea Hava, europarlamentar PNL, bună ziua! Bună ziua! Și Florian Bodoc, senator PSD, este și dumnealui în legătură directă cu noi, vă salut și pe dumneavoastră! Sărbună, bună ziua! Aș începe cu dumneavoastră, domnule Dragoș Tudorache, cum vedeți ce se întâmplă acum la Matei Balș? Cum vedeți reacția autorităților? Sunteți partea guvernării în acest moment. Ne-a vorbit președintele Klaus Iohannis de o reformă în Ministerul Sănătății, însă nu e prea târziu, adică nu va dura foarte mult, nu ar trebui să avem deja un protocol pentru a se interveni în asemenea situații, având în vedere că sunt câteva luni de la incendiul de la Piatra Neamț, unde măcar câteva concluzii preliminare ar trebui să existe, astfel încât câteva soluții de asemenea să avem, și vorbeam de un protocol pentru punerea care trebuie să fie pus în aplicare în spitalele din România în această perioadă. În continuare avem pandemie, în continuare număr mare de pacienți în spitale. Da, din păcate spitalele noastre generează în continuare tragedii, generează în continuare tristețe și furie, pe bună dreptate furie. Și spuneați dumneavoastră dacă nu este prea târziu pentru o reformă. Nu cred că este prea târziu tocmai. Da, stăm de 30 de ani și așteptăm o reformă în spitalele românești, așteptăm o reformă în sistemul de sănătate pe care nu o avem. Și de aceea, în mod constant, iată, din lună în lună, vedem câte o astfel de tragedie. Și mai sunt multe altele pe care nu le vedem. Sute mii de tragedii individuale de care nu știm. E evident că trebuie schimbat ceva. Și nu trebuie schimbat ceva doar pentru că s-a întâmplat astăzi tragedia de la Balj sau acum 3 luni cea de la Piatra Neamț. Și nu trebuie schimbat doar acolo unde vedem acum, vom vedea care sunt rezultatele anchetei, vom ști probabil că a pornit de la un reșou sau a pornit de la o țigară sau a pornit de la orice, la fel cum s-a întâmplat și în celelalte cazuri. Ideea este că avem nevoie de o schimbare profundă. Avem nevoie de o schimbare profundă a spitalelor și a modului în care ele sunt finanțate și gestionate. Avem nevoie de o schimbare la nivelul procedurilor, pentru că, spuneați și dumneavoastră înainte, sunt 2 cazuri numai în ultimele luni în care incendii au pornit de la o țigară. Cum e posibil ca într-un spital să se fumeze înăuntru, în așa fel încât să ia foc o saltea de spital sau niște hârtii în depozitul spitalului? La fel, dacă se dovedește că incendiul din această dimineață a pornit de la un reșou într-un salon, în ce condiții și de ce era nevoie să avem un reșou în acel salon? Deci sunt chestiuni structurale care trebuie rezolvate și care trebuie rezolvate repede. Nu numai și aveți dreptate, suntem la guvernare, avem responsabilitatea măsurilor care se iau și guvernul trebuie să privească cu toată seriozitatea. Vă întreb direct, pentru că de-a lungul timpului, din păcate, când am fost martorii unor tragedii, s-au cerut demisii de către partidele din opoziție. O demisie se impune în acest moment a managerului de spital, a celor care trebuiau să verifice saloanele, astfel încât să știe dacă e posibil sau nu, dacă susține sau nu sistemul de electricitate susține încă o instalație de căldură, dacă se impune demisia Ministrului Sănătății? Vă spun și nu pentru că Ministrul Sănătății este parte din coaliția de guvernare pe care, bineînțeles, noi o susținem și noi și el colegul de partid cu mine. Dar Ministrul Sănătății abia a început mandatul acum o lună. Asta nu-l absolvă de responsabilitatea pentru reforma pe care a promis-o și pe care trebuie să o pună pe masa societății și a guvernului cât mai repede. Asta este evident. Însă eu cred că, din nou, în funcție de ce va reieși din anchetă ca fiind cauzele acestui incident, trebuie să ne uităm la managerea acestui spital, la managementul acestui spital. De ce s-a ajuns în situația în care, cum spun, dacă e adevărat că de la un reșou a pornit acest incendiu, deci s-a ajuns ca acel reșou să fie acolo. De ce funcționa acea secție fără autorizație, din ce înțeleg de la dumneavoastră și informațiile mele o confirmă de asemenea, nu exista autorizație de la ISU. Ba, din potrivă, înțelegem că au existat numeroase controle chiar la acea secție care arătau de reguli în modul în care funcționa chiar în ceea ce privește siguranța la incendii. De unde aveți aceste informații? Băi, le puneați chiar dumneavoastră acum în ați spus că aveți și dumneavoastră, vi se confirmă și dumneavoastră și am crezut că aveți din alte surse decât noi. Nu, din discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, îmi spunea și el că
din discuția din această dimineață se pare că existau, că au existat aceste controle, că au existat aceste rapoarte și că ele, după cum vedem, n-au fost urmate de măsuri. Florian Bodoc, senator al Partidului Social Democrat, Institutul Matei Balș a fost condus timp de 23-24 de ani de domnul Cercel, manager al spitalului, astăzi este parlamentar. S-a vorbit despre faptul că a investit în acest spital, dar și că a avut un management stabil. Deci toate neregulile ar trebui să îi se impute. În acest moment, Institutul Matei Balș are o conducere interimară, să precizăm și acest lucru. Dumneavoastră, în acest context, așteptați demisii? Nu știu dacă demisiile ajută cu ceva, pentru că pe cei care au decedat nu-i mai aduce nimeni înapoi, asta cu siguranță. Ceea ce pot să vă spun este însă faptul că nu există, din câte știu eu, nu există spitale în România, dintre spitalele publice, nu există spitale care să aibă autorizație de securitate la incendiu în întregime, datorită faptului că nu îndeplinesc condițiile și nici nu au cum să le îndeplinească. Și aș aduce aminte telespectatorilor că atunci când s-a întâmplat tragedia de la Piatra Neamț, guvernul Orban și atunci era doar PNL-ul la guvernare, e adevărat, au promis că vor declanșa controle și că vor iniția proceduri care să evite întâmplarea unor astfel de accidente. Eu vreau să văd, așa, ca cetățean de rând al României, care sunt procedurile care s-au inițiat de la acel moment și până în momentul de față, pentru că răspunsul putem să ne-l dăm și singur, dar îl dau eu. Nu s-a făcut absolut nimic, nu s-a inițiat nicio procedură, nu s-a făcut absolut nimic, în afară de faptul că s-au certat pentru Ciolan, că s-au certat pentru împărțirea funcțiilor politice, n-au făcut absolut nimic. Același lucru poate fi imputat și guvernării PSD. Ce a făcut guvernarea PSD? V-am ascultat, vă rog frumos să răspundeți la întrebare. Ce a făcut guvernul PSD astfel încât să nu avem această stare de fapt și să ajungem să ridicăm din numeri? Ei bine, niciun spital nu are autorizație ISU. De la momentul la care s-a întâmplat tragedia de la Piatra Neamț, care era în plină pandemie, nu a mai fost guvernare PSD, a fost doar guvernare PNL, doamnă. Nu e vorba aici despre guvernare. V-am ascultat, PSD, nu v-am contrazis, am spus doar, am pus o întrebare, ce a făcut PSD înainte de acest lucru. Foarte important, domnule Florian Bodoc, ce se va întâmpla și în Parlament în perioada următoare, pentru că nu vă împiedică nimic să faceți un proiect de lege în acest sens. Ne apropiem de o scurtă pauză, revin la dumneavoastră. Ce anume să reglementeze un proiect de lege în acest sens, în condițiile în care sunt necesare protocoale? Prin lege nu se aprobă protocoale. Prin lege. Cu tot respectul, cred că sunteți plătiți suficient de bine ca parlamentar și aveți suficient consilieri și un cabinet parlamentar ca să aveți această informație, dar nicio problemă că putem să le furnizăm și noi ca presă. Sunt lucruri banale pe care le știe un om de rând. Să nu intrăm în această polemică, vă rog tare mult. Da, păi nu, dumneavoastră ați pornit-o, nu v-am cerut o informație. Cu ce am pornit? Că v-am întrebat ce a făcut guvernul PSD? Că nu se reglementează prin legi aceste lucruri, ci se reglementează prin protocoale făcute de Ministerul Sănătății. Exact, exact. De asta întrebăm. Nu de aici suntem de acord. Dumneavoastră ați dat cu degetul spre Parlament și spuneți că avem destui consilieri, suntem plătiți destul de bine. Nu despre asta. Nu răstălmăciți vorbele pentru că a fost o întrebare pe care dumneavoastră ați pus-o într-un mod tendențios. Vă propun ceva. Mai puțin, domnule senator. Revenim la această discuție. Suntem într-o emisiune de televiziune, suntem în direct. E nevoie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim și reluăm discuția. Am revenit în direct, revin la invitații studioului politic. Mircea Hava este europarlamentar prezent în această discuție din partea PNL. A fost și primar și sunt curioasă cum vedeți dumneavoastră situația de la Matei Balș, care nu este singulară, o recunoaște toată lumea. Să rămână, bună ziua, primul rând Dumnezeu să odihnească pe cei care s-au dus. Pentru mine văd că zilele cu asemenea evenimente sunt ori mai dese, ieri a plecat dintre noi un coleg de-al nostru din cauza COVID-ului la numai 37 de ani. Bun, 80% a fost vina lui, dar nu mai discutăm de asta, să discutăm de ceea ce s-a întâmplat, din păcate, la Spitalul Balș. I-am ascultat pe colegii mei, să spun așa. Cred că astăzi ar trebui să discutăm, să încercăm să discutăm fără emoție. În România marea problemă este că se face foarte multă politică și asta am spus-o tot timpul și prea puțină administrație. Ca să se facă administrație ar trebui schimbate foarte multe reguli și nu este greu ca să le schimb.
În primul rând, toți cei care conduc, toți cei care sunt manageri, nu trebuie să fie numiți și nu n-ar fi trebuit niciodată să fie numiți politic. Toți trebuie să respecte regulile. De ce vă spun? Dar există reguli? Există un protocol care trebuie îndeplinit astfel încât astfel de scurt circuite să apară în spitale? Nu pot să cred că un spital poate să funcționeze fără un regulament. Nu știu cât e de bun acel regulament sau cât este de rău, nu pot, nu l-am citit, nu mă pricep, hai să spun, la un regulament de funcționare a unui spital. Haideți să vă întreb direct, dumneavoastră așteptați demisii din partea managerului, din partea personalului care a fost neglijent, din partea Ministrului Sănătății? Demisia este un act de onoare. Ministrul Sănătății abia a intrat în minister. Dacă dorește să-și dea demisia, să-și dea demisia, însă lucrurile astea nu vor rezolva problema. Problema trebuie rezolvată începând de jos, de la rădăcină. Trebuie scos acest cancer. Problema nu se va rezolva spunând că prea mulți bani intră în salarii și prea puțini. Problema se va rezolva în momentul în care există și insist pe ceea ce înseamnă un regulament, o regulă. Iată că noi discutăm aici, poate ar fi trebuit să discutăm de altceva, de faptul că există sau nu există un reșou, cine trebuia să urmărească reșou Aerotherma. Cum să vă spun, este chiar că nu este de râs, este ironie teribilă să discutăm despre așa ceva într-un spital de mărimea spitalului. Asta spunem și noi, asta spun și aparținătorii victimelor. Și mă întreb pe dumneavoastră care ați fost primar sau mă întreb acum din postura de europarlamentar, chiar nu există fonduri care pot fi direcționate astfel încât protocoale să existe și să nu avem astfel de situații? Înțeleg că există sisteme prin care instalația de oxigen se oprește în situația în care apare doar un fum, o scânteie. Deci se pot preveni astfel de situații. Avem tehnologia necesară. Însă trebuie să existe voința, nu declarativă. Nu a încercat să utilizeze tragedia care s-a întâmplat astăzi de anumiți oameni politici ca și, cum să vă spun, ca și marfă electorală. E ca și ei, dumneavoastră, că declarații politice fac și cei de la guvernare acum. Păi, ar fi bine să se abțină de la declarații politice. Deci trebuie să existe voință. Banii sunt, banii îi dirigează guvernul. De aici banii au plecat, deci de la Bruxelles banii pleacă în România așa cum dorește România. Trebuie să terminăm odată cu chestiunea asta că cineva ne spune unde să punem banii, ce să facem cu banii. Asta hotărăște guvernul. Astăzi, având atâția bani și ați vorbit foarte mult și dumneavoastră despre ei, se pot lua parte după ce se discută foarte serios de ce este necesar și început un program etapizat, un program care real, care trebuie să ducă la o transformare în câțiva ani a tot ce înseamnă sănătatea. Sănătatea nu înseamnă numai medici. Sănătatea înseamnă ca medicii și personalul, care sunt niște oameni deosebiți, și asta vă spun și din experiența mea personală, să aibă unde să lucreze și cu ce să lucreze. Asta este marea diferență între România și celelalte țări vestul. Aici au cu ce să lucreze și au spațiile adecvate create de stat, create de cine le-a creat, pentru medicii care trebuie să lucreze, pentru personalul medical. Florian Potocu, revin la dumneavoastră, pentru că înainte de pauză aveam o discuție în această privință. Cariera dumneavoastră se leagă de domeniul medical și de aceea vă și întreb, există un protocol în asemenea situații pentru a preveni un incendiu în spital? Nu există niciun protocol. Tocmai acesta este și motivul pentru care am arătat cu degetul spre guvernarea PNL, pentru că au spus, nu există protocol, pentru că nu au existat până acum situații în care toate saloanele să existe necesar de oxigen, să existe pacienți care să fie puși pe oxigen și să existe o așa mare concentrație de oxigen. Știm foarte bine că pacienții COVID necesită o presiune foarte mare de oxigen la ventilare pentru că sunt rezistenți la ventilare și atunci presiunea trebuie să fie ridicată. Și după tragedia de la Piatra Neamț, oficialii au ieșit pe rând și au spus că vor da drumul la protocoale care să prevină astfel de accidente, astfel întâmplat în spitalele din România. De atunci s-au mai întâmplat, într-adevăr, fără victime, dar s-au mai întâmplat la Cluj, la Timișoara, la mai multe spitale din țară. Și acum suntem în fața unui acest tip de accident și am întrebat dacă există să ne arate unde sunt protocoalele pe care le-au promis la momentul la care s-a întâmplat tragedia la Piatra Neamț. Repet, nu există un astfel de protocol pentru că
situația cu care ne confruntăm în momentul de față în pandemie necesită ventilare aproape la fiecare pat, iar în pavilionul respectiv înțeleg că toți pacienții erau ventilați. Dragoș Tudorache, în aceste zile ați negociat și cred că nu mă înșel când spun că și dumneavoastră ați participat la o serie de discuții pe marginea bugetului. Discuțiile pe sănătate, cât din buget poate fi alocat sănătății? Unde sunt? Deci nu am participat la acele discuții legate de buget, dar nu asta este important. Banii din buget pentru sănătate sunt esențiali și dincolo de banii din bugetul național, care știm că este sub o presiune imensă în această perioadă și din cauza pandemiei și din cauza cheltuielilor uriașe ale statului. Și nu vreau nici eu să transform discuția asta, cred că datorăm memoriei celor care au murit astăzi să fim decenți în discuțiile politice de astăzi. Deci nu vreau să transform o polemică și să spun de ce am ajuns să avem această presiune pe buget. Însă, revenind la spitale, avem acum această ocazie istorică, aș spune, să folosim o parte din banii europeni care sunt puși la dispoziția României și pentru așa ceva. Deci trebuie să făcute proiecte pentru asta, trebuie să se încadreze absolut, în timp absolut. Anumite echipe. Da, și e o datorie pe care o avem acum și o responsabilitate pe care o avem. Deci nu putem să care ratăm e ținta? Din nou câți bani europeni ar putea fi atrași? S-a discutat despre noi asemenea țintă în coaliție? Noi am făcut un calcul înainte de alegeri, cât ar fi nevoie pentru modernizarea spitalului. Spuneam că trebuie alocați măcar 1 miliard de euro din PNRR pentru aceste investiții. Pentru modernizare. Pentru trebuie să înțelegem cât, da, și construire de spitale noi. Un spital nou când am putea avea? Că indiferent de... Sau când am putea vedea că se începe o lucrare în România? Asta vrem și noi să vedem și în această guvernare vrem să facem ceea ce nu s-a făcut în acești ani până acum și anume să pornim aceste proiecte. Managerii politici sar de la una la alta, dar are legătură. Manageri politici, Vlad Voiculescu, în campanie electorală ne-a arătat cu nume și prenume, știa exact în ce spital, știa exact cărui partid aparțin. De ce e atât de greu să ia măsuri acum? E ministrul al sănătății. Păi nu e greu. Păi nu e greu și vom lua aceste măsuri. Noi ne-am luat un angajament de depolitizare, l-am luat în mod ferm, este scris în protocolul acestei coaliții. Dificultatea pe care o avem acum ține tot de pandemie, pentru că organizarea de concursuri la scara națională, așa cum ar trebui, pentru toate deconcentratele, inclusiv pentru direcții de școli, de spitale, nu sunt ușor de organizat acum, însă angajamentul acesta e unul din punctul meu de vedere, al nostru de vedere, este unul de la care pur și simplu nu putem abdica. Eu consider că e un păcat esențial care ne va bântui. Știți că din acest moment se așteaptă de la dumneavoastră răspunsuri concrete, nu doar dorințe, că sunteți la guvernare, asta e. Da, și vă spun foarte concret că aceste concursuri se vor organiza imediat. Un calendar nu poate fi realizat, să știm cu dată exact până când începe acest lucru. Și eu aștept să știți, și eu aștept de la guvern acest calendar cât mai repede. Și îl cerem, să știți. În coaliție am cerut acest calendar. Domnule Hava, înțelegem că această campanie de vaccinare se derulează greu în România, sunt și doze de vaccin care vin mai greu în această perioadă. Tocmai ce ne-a anunțat colega noastră Carla Tănasie, că toate persoanele care au o vârstă mai mică de 65 de ani sunt amânate pentru o perioadă de aproximativ 2 săptămâni, chiar mai bine de atât. De ce se întâmplă acest lucru și de acolo, de la Bruxelles, dacă pot veni soluții? Că au tot fost discuții. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că cei cu care s-au făcut contractele și care au primit foarte, foarte mulți bani, atât și pentru cercetare și pentru a produce medicamentul, au cam uitat lucrurile astea și partea se ocupă de altceva. Ce este cert? Ieri am avut o discuție în cadrul grupului nostru politic, în care a fost invitată și comisara pe probleme de sănătate, și s-a discutat exact despre această problemă. Acum, de scuze, nu ne țin cald. România este mult mai bine organizată și vă spun cu date legate de ceea ce înseamnă Belgia. De exemplu, este de 10 ori mai bine organizată decât Belgia, decât foarte multe țări, de a administra acest vaccin. Din păcate, nu sunt dozele. Este foarte trist că s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu chiar am o scrisoare în lucru pe care o să o adresez comisarului, dar nu cer răspunsuri politice, ci cer răspunsurile ferme. Ce este cert, avocatul european, să traducem direct, s-a sesizat și va începe cercetarea cum s-au făcut aceste contracte și ce
scrie în aceste contracte. Este drept că astăzi, adică nu de ieri, contractele vor începe să fie puse la dispoziție. Vă așteptăm cu concluziile acestea, tot aici la Studioul Politic. Un minut până la final, aș vrea să îi cer opinia și domnului Florian Bodoc referitor la această campanie de vaccinare. Cum vedeți dumneavoastră că funcționează? Haideți să vă spun concret chestiuni de organizare. În Timișoara, astăzi, familia Iordache, ambii lucrează pe zona de pe zona farmaceutică, ambii soți erau programați pentru azi la programare, soțul a fost amânat, iar soția vaccinată. Să-mi spună cineva care au fost criteriile. Diferență de vârstă, boli cronice? Nicio diferență de vârstă, nicio boală cronică, lucrau amândoi în domeniul farmaceutic și aveau dreptul să fie vaccinați în prima etapă de vaccinare. Erau și s-a întâmplat la același centru de vaccinare. La Timișoara, la același centru de vaccinare, unul a amânat, unul. Deci asta este practic, nu există nicio coordonare a acestor centre de vaccinare, nu există nicio logică. 20 de secunde, vă rog o concluzie, domnule Bodoc. Consider că dacă nu reușim să gestionăm zona de vaccinare și zona de testare, nu putem să stăpânim pandemia. Florian Bodoc, senator PSD, Mircea Hava, europarlamentar PNL și Dragoș Tudorache, europarlamentar USR Plus. Vă mulțumesc pentru prezența la Studioul Politic. Doamnelor, domnilor, la fix vă întâlniți cu Oana Zamfir și noi detalii despre tragedia din această dimineață de la Institutul Matei Balș. Și eu vă mulțumesc pentru atenție.